dacă mi-a intrat în cap că vor pleca, vor pleca. Și o să vă dau niște detalii, poate pe care nu știți, poate pe care nu le știți. Ofițerii de poliție, în timp ce Alexandra era în casă, stătea la poartă. În timp ce ea țipa și a fost auzită, ofițerii de poliție erau prins de către procuror să intre. Deși unii dintre ei au vrut să intre chiar și fără să se îndeplinească termenul de ora 6, procurorul de caz a dispus să nu se intre. Eu nu... Este greu, foarte greu să mă concentrez pentru că eu am aflat de acest lucru la ora 11 seara azi noapte și de azi noapte vă dați seama că n-am dormit aproape deloc. Și vă pot spune câteva detalii care păi nu mă interesează nici cancanul aici, nici altceva, pentru că nu e un caz. Aici eu vreau ca niște capete să cadă, niște jigodii din stat, din fruta statului român să plece. Atenție! Mi-asum aceste cuvinte, știu ce spun și de-aia trebuie să pleci. Să fii tu procuror. Să știi că în casă există un criminal care în acel moment ori a omorât, este pe cale să omoare un copil. Pentru că Alexandra avea 15 ani. Adolescent, un copil, da? Și să spui nu, eu am de la 6, de la 7, de la 6, de la 7. Ordonanță, da? Trebuie să fii un dobitoc. Trebuie să fii un nemernic. Trebuie să fii un om fără suflet. Nu, lăsați-mă, nu are secundă. Eu n-am venit aici să comentez. Fac o declarație și atât. 2. Articolul 27 din Constituție spune foarte clar pentru toți cretinii de procurori din țara asta și polițiști din cazul ăsta că un cetățean, eu, nu procuror sau polițist care este autoritate a statului și are cu atât mai mult dreptul, poate oricând să intre în domiciliul oricărei persoane dacă o face pentru a salva viața unei persoane și are indicii în acest sens. Păi ce mama dracului de ora 6 au așteptat? Ce judecător cretin a putut să fie ăla care pune rezoluție ora 6? Ce polițiști și procurori care știau de două zile că a dispărut? Stă în fața casei criminalului să se îndeplinească termenul de ora 6, când are Constituția de partea lui și știe că nu va fi pedepsit. Ce polițiști și procurori are sufletul ăsta? În al treilea rând, în softul de la STS s-a investit mult. Eu personal am fost cel care a apărat instituțiile astea de forță. Discutam cum prieteni mai devreme. Și bă, da, parchetul ăsta, nu tu l-ai ținut în brațe? Sau societatea civilă, așa e democratică? Poliția asta nu e mereu apărată de voi? Păi, pare, eu nu neapăr deloc. Să dai 3 adrese false. Cât de cretin, cât de prost să fii, cât de îmbuibat de bani și de șpăgi pentru tot ce a făcut la STS. Încă să nu mai ții cont de nimic. Că s-a să încep să vorbesc și eu. Deci dacă șeful STS-ul nu-și dă demisia azi, vă asigur eu că mâine va fi plângere penală la parchet pentru tot ce s-a întâmplat la STS, de la soft până la clădire de acolo. S-au băgat 100 de milioane de euro. Unde au ajuns banii aia? În buzunar de cui? În al patrulea rând. Poliția română. Nu ne trebuie și eu pe domnul Buda. Are vreo răspundere? Pe șeful Poliției Naționale, el simte că are vreo răspundere? Că am văzut niște cetățeni pe aici care luau apărarea poliției. Doi, când tu știi că ai Constituția de partea ta, dar vrei să vă mai spun ceva? Când este vorba despre o astfel de crimă, când știi că este, nu știu, mă rog la Dumnezeu să nu fi murit și să trăiască acest copil. Dar dacă tu știi că acolo se întâmplă lucrurile astea, păi tu mai ții cont de lege? Adică vecinii se alertează și tu spui stați-vă dracului în casă că mă dă, mă ocup eu să o moare ăla în casă. Tu polițist, tu procuror, tu judecător, repet, fără mandat, aveau deja, fără legea, fără Constituție, dar au un articol 27 care le-a acoperat cu orice intervenție. Tu cetățean, tu om, tu stai știind că în cazul unei răpiri și aveau toate indiciile că nu este nicio clipă, nu era un caz de trafic de persoane. Știau că este o răpire pur și simplu. Tu aștepți ce? Să se facă ora 6? Că așa ți-a scris un idiot de judecător paștele banii lui? Să vă amendeze, că plătesc eu amenda de câte care vă dă ce ne au.
Înțeleg durerea și... Nu, 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 nu e o durere, e o revoltă. Și revolta. Îmi pare rău. Să vă dea, că plătesc eu. Dacă nu, da? Îmi vând eu ce am. Deci, asemenea, deci lucrul ăsta, eu nu l-am mai auzit nicăieri în lume, nu se poate așa ceva. Acești indivizi, ce cer procurorului general, cât se poate declara. Acești oameni să fie cercetați până în pânzele albe. Procurorul, judecătorii, judecătorul, polițiștii, cum au acționat indivizii ăștia? Dacă nu eram niște oameni cu suflet în parchetul general, vă spun că nici astăzi nu-l prindeau pe ăsta. Nu o să-mi dau niciodată numele. Dacă oamenii nu interveneau de la ora 12 încolo, nu-l prindeau nici acum. Nu pot să-mi dau numele, dar le mulțumesc. Că măcar se face dreptate. Dar Buda, Buda, trăiește liniștit? Doarme liniștit, Buda? Că idioții din subordinea lui au stat să facă ora 6 dimineața? Procuror general, stă liniștit? Stă cineva liniștit că un copil a murit? Pur și simplu, ei stând la poartă? Să poate trăiește, Doamne ajută! Asta am să vă spun. Înțelegeți? Și vă spun un lucru. La ora 12 noaptea, după ce Alexandra a sunat de atâtea ori, a vorbit 20 de minute la telefon. Fraților, 20 de minute la 112. Deci dacă așa ceva s-ar întâmpla oriunde lume, ar pleca din ministru de interne cu tot, cu parchet, cu mama dracului. Dom'le, la ora 12 noaptea, fata sunase și ei n-aveau confirmarea că este ea. Și atunci au zis, păi cum să acționăm? Păi băi, idioților, și la momentul respectiv recunosc că am luat legătura cu autoritățile și am spus, păi luați-l pe tatăl, fete, și duceți-l să asculte înregistrarea. Și au făcut asta și a recunoscut. Vărul meu a recunoscut că este fata lui. Păi trebuie să-l spun eu! Vă spun un lucru. De aici înainte, băieții ăștia din sistem, că mie s-au părut niște băieți buni, unii dintre ei, vor avea o viață foarte grea cu mine. Credeți-mă că nu cred că un om, nu contează dacă e tată, dacă e rudă, dacă e neam, poate să doarmă liniștit, având copii. Eu am. Știind că poliția română cu parchetul și cu un idiot de judecător, cu un cretin, au stat la poartă, atenție, au stat la poartă, știind că în casă e un criminal. Dar ce a făcut o zi jumate, vă întrebă dumneavoastră? Este întrebarea pe care... Alexandra a dispărut de două zile. Ce a făcut? Vă spun eu că nimic. Să vină să-mi facă procurorul general, să facă bine, să facă un traseu exact. Așa a făcut fiecare. Și să-i dea fiecărui nemernic din țara asta care a acționat în cazul ăsta ceea ce merită. Înțelegeți? Că procurorii nu mai au salariile pe care le aveau. Au salarii mari. Dar ei nu vor. Ei trebuie să respecte 6 dimineața. Că este o fată care urmează să fie omorâtă. Peste unul cu fapte de corupție, intră dracului, cum ați cascut tot. Aici nu. Aici nu. Aici trebuie să așteptăm termen. Eventual, să ia și gâtul. Astea sunt lucrurile care m-au marcat și care m-au făcut să vin aici. Nu e un caz pentru mine. E o revoltă atât de mare, personală, recunosc, încât îmi dau seama că dacă anumite persoane, dacă anumite lucruri nu se întâmplau în noaptea asta și pe care nu le pot spune, această jigodie, acest nemeric, acest criminal ordin, acest monstru, pe care, pentru binele lui, sper că îl va ține mult în pușcărie, acest monstru continua să producă astfel de crime, pentru că acest om n-a fost descoperit nici după prima crimă, care a avut acum 3 luni sau 2 luni, n-a fost descoperit nici la alte crime, nu sunt doar 2. Sunt mai mult. Vă spun eu că sunt mai mult. Și atunci, unde a fost poliția? Unde-i Buda? Băi, Buda, unde ești, mă? Lucrurile astea, cu tot respectul, nu mai pot să rămân așa. Ori pleacă acești nemernici din fruntea unui sistem corupt și vedem și noi ce se întâmplă. Sau se trezește la realitate, da? Ori dacă nu noi ne apărăm singuri. Adică eu mâine îmi cumpăr pistol frumos și îmi apăr familia și îmi apăr copiii și îmi apăr tot. Înțelegeți? Când vor mai veni tot fel de tâmpiți pe aici să spună, domnule, dar polițistul a acționat, cum a acționat? Stând la poartă? Procurorul cum? Stând la poartă? Dar până atunci ce au făcut? Că nu pot să intru în chestiuni tehnice. Că nu-i treaba mea. Indiferent ce calitate am în această poveste. N-au procedat legal, corect. N-au făcut tot ceea ce trebuia să facă.
Este și mai revoltător, așa cum spuneați, mai ales deci, repet, în Constituție. Nu, scuzați-mă, repet. Acest lucru în acest moment, niște lucruri sunt clare pentru mine. Șeful Poliției Române, împreună cu șeful Poliției Județene, cu toți cei care acționate să-și dea demisia din funcție. Asta este unul. Doi, procurorul și șeful procurorului de acolo trebuie să-și dea demisia de urgență. Să pună la dispoziția procurorul general pentru control. Procurorul general să facă dosar penal sau să deschidă dosar penal pentru acești jigodii. Inspecția Judiciară și parchetul să dispună două, asta este ce aș zice eu, și demersurile pe care voi face eu, da? Față de aceste instituții. Să înceapă dosar penal față de judecător, pentru că ce a făcut el este omor prin imprudență. Nu poți să scrii când îți vine unul și spune a dispărut de două zile, avem indicii clare că fata este în pericol și tu să spui intrați-vă după 6 dimineața, până atunci nu intră nimeni în casa aia. Acest judecător este și trebuie acuzat de omor prin imprudență. A scris acel procuror acest lucru pe mandat? Acel judecător, da. Judecător? Da. Acest lucru este așa scris pe mandat. Așa am văzut așa am înțeles de la anchetator. Mă rog, fiecare în susă lui. A scris că nu se intervine până la ora 6. Dacă n-a scris și procurorul a hotărât de până... Dacă procuror...